Chiar în săptămâna aceasta sunt 40 de ani de când am fost cu familia la Eforie Nord. M-am dus în prima zi cu soția să vedem hotelul Pescăruș unde am stat. Băiețelul avea un an și vreo luni, fetița cu 4 ani mai mare. Și am venit aici la recomandarea medicului, pentru că de pe la 4-5 luni băiețelul nostru a făcut bronșită astmatiformă și timp de 2 ani nu cred că am dormit 5 nopți. Se sufoca noaptea și ieșeam cu el la balcon și lucrul ăsta se întâmpla mai ales sâmbătă noaptea. Chiar am remarcat și eu și soția că în fiecare sâmbătă noaptea stăteam toată noaptea cu Claudiu în brațe și apoi dimineața mă duceam să predic. În afară de Sfânta Scriptură, noi n-am avut materiale care să le parcurgem și nici nu veniseră misionari americani să ne spună Dumnezeu pe primul loc, familia pe locul 2, biserica pe locul 3. Noi puneam lucrarea lui Dumnezeu pe locul 2 și familia pe locul 3. Așa s-a făcut că atunci când aveam 37 de ani și medicul mi-a spus că mai am 3 luni de trăit, eram așa de slăbit că nu puteam să umblu pe stradă, nu puteam să urc la etaj fără să mă ajute soția și asta s-a întâmplat în 3 săptămâni. Pentru mine a rămas un mister până astăzi ce s-a întâmplat atunci și un mister minunat a fost cum mi-am revenit. Dar altă dată o să discutăm și despre asta. Cum mi-a promis Dumnezeu că mă face bine, și așa s-a întâmplat. Mi-aduc însă aminte că atunci când medicul mi-a spus în seara asta trebuie să te internezi, m-am dus acasă și am spus soției că trebuie să mă internez și am încercat să stau de vorbă cu copiii. Ei se jucau. Ce să le spun că mai am 3 luni de trăit? N-aveam cum să le spun asta. Atunci mi-am dat seama că am cheltuit prea mult timp doar cu slujirea și pentru că atunci când am intrat în slujire, în 69, am intrat și la facultatea de drept, a trebuit să pregătesc sesiuni de examene. La 25 de ani, când m-am căsătorit cu Cornelia, aveam toate aceste responsabilități. După un an a venit Corina, după încă 4 ani Claudiu și soția își făcea concediu cu sora ei, cu familia ei. Eu stăteam acasă să învăț pentru examene. Și atunci când, la 37 de ani, am înțeles că mai am 3 luni de trăit, singurul meu regret a fost că n-am petrecut mai mult timp cu copiii. Asta a fost singurul meu regret. Mă gândeam aseară ce amintiri am cu copiii de când erau mici. Și am o amintire care mă urmărește mereu. Băiatul nici nu-și aduce aminte, dar eu nu o uit. Nu știu ce a făcut, ce obrăznicie a făcut. Îi plăcea tot timpul să se cațere. Am văzut în plopul de lângă bloc, ceva se duce până jos. Era băiatul nostru, din vârful plopului,
până jos. Și știu că l-am pedepsit aspru, în sensul că își dorise foarte mult un set de mașinuțe în vremea aceea, nu mai știu cum am făcut rost de setul acela de mașinuțe, l-am luat și l-am dat fratelui mai mare al lui Emi, lui Sami. Ce să vă spun? Așa tristețe am văzut în ochii lui Claudiu, așa tristețe am văzut în sufletul lui, că n-am uitat-o niciodată. Și acum când m-am gândit oare ce amintire am, am această amintire că am fost prea dur în pedeapsa care i-am aplicat-o atunci. Știu că voi aveți multe materiale și multe studii. Am adunat și eu câteva gânduri și Ionuț îmi spune dimineața asta, păi noi asta facem mereu. Noi asta facem mereu, să învățăm pe oameni stilul de parenting, de creștere a copilului. Dar de fapt ce vreau să fac eu în această dimineață este să iau patru personaje din Biblie și să ilustrez aceste patru stiluri. Stilul autoritar, care zice trebuie să faci pentru că așa spun eu. Stilul consecvent, cel care este consecvent cu standardele stabilite și spune copilului vreau să faci asta pentru că îmi pasă de tine. Stilul neimplicat, care zice, lasă-mă în pace, n-am timp de tine. Și stilul permisiv, care spune, poți să faci ce vrei tu, poți să faci ce vrei tu. Observați că există două dimensiuni între care părintele tinde să se deplaseze în modul de a se purta cu copiii. Exigent sau indulgent, apropiat sau distant. Și aceste două componente duc de fapt la stilurile de creștere a copilului, de parenting. Stilul autoritar este exigent, dar distant. Stilul consecvent este exigent, dar este și apropiat. Cel neimplicat este și distant și indulgent și cel permisiv este apropiat, dar este prea indulgent. Vreau să ne uităm la cele patru personaje care eu le-am ales din Sfânta Scriptură și vă spun de ce. Pentru că nimic nu s-a schimbat în ultimii 4.000 de ani sau ultimii 3.000 de ani, nimic nu s-a schimbat. Omul este același. Problemele care le aveau ei acum câteva mii de ani, le avem și noi astăzi. Și m-am gândit, care a fost părintele care s-a purtat autoritar? V-am cules aici, dacă întoarceți pagina, la părintele autoritar, v-am cules aici câteva caracteristici care sunt de fapt constatări în urma unor studii. Părintele autoritar așteaptă mult și oferă puțin, stabilește obiective greu de atins, este mereu nemulțumit, nu-l apreciază când face bine, întotdeauna se vrea în control, așteaptă ascultare oarbă, fără întrebări sau explicații, puțină căldură sufletească, răspuns superficial la nevoile copilului sau adolescentului, totdeauna pe ton autoritar, restit, abuzează. Am cunoscut pe cineva care atunci când
urma să se logodească, logodnica l-a întrebat: așa o să țip și la mine după ce ne vom căsători, cum țip la tatăl tău și la mama ta? A, nu, 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 pe tine te iubesc, pe tine te iubesc. Apoi a zis mai târziu, când țipa și la ea: când o să avem copii, așa o să țip și la copii? Ei, nu, nu, cu copii e altfel, dar tu ești picătura chinezească. În fiecare zi faci să-mi cadă în cap și nu mai suport, nu mai suport. Ca să ajungă cu copiii să se și bată. Certurile din familie se văd în copii. Lipsa de respect a soțului față de soție se vede în copii. Eu te-am făcut și știți în românește ce urmează. Eu te-am făcut așa. Ce se întâmplă cu copilul? Dezvoltă un complex de inferioritate, este nefericit, neprietenos, dificultăți în a se relaționa în societate, nesiguranță și rezultate mediocre, lipsă de curaj în a-și asuma riscuri, înclinat spre depresie, riscă chiar probleme psihice. Adolescentul devine rebelios, răzvrătit, dezvoltă un comportament agresiv sau, dimpotrivă, va depinde toată viața de părinți. Este acea codependență care se transformă într-o boală. Sunt doar câteva gânduri, dar haideți să ne uităm la Saul. Filistenii au atacat pe evrei și ni se spune că s-au strâns să se lupte cu Israel, aveau 1.000 de care, 6.000 de călăreți. Poporul acesta era fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Bărbații lui Israel s-au văzut în strâmtorare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri, în gropile pentru apă. La un moment dat se spune că cu Saul erau vreo 700 de luptători. Ionatan și-a luat purtătorul de arme și au plecat amândoi la garnizoana filistenilor și a împrăștiat moartea printre ei după un semn pe care l-a pus înaintea Domnului. Zice, a intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul, straja și chiar și prădătorii s-au înspăimântat, țara s-a îngrozit, era groaza lui Dumnezeu și filistenii au început să se măcelărească unii pe alții. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea. Prin Ionatan, Dumnezeu a izbăvit pe Israel. Și Ionatan era puțin, poate, nu știu dacă era mai mult decât un adolescent. Pentru că Saul a ajuns în paralel la 30 de ani și foarte curând s-a întâmplat și evenimentul acesta. Dar ascultați ce face Saul. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând: blestemat să fie omul care va mânca pâine și până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni n-a mâncat. Nu-i ceruse Dumnezeului Saul să pună un astfel de blestem peste popor. Dumnezeu dăduse izbăvirea. Ionatan a fost instrumentul pentru izbăvire. Dar Saul, când a văzut zarva și confuzia și groaza care era între filisteni, a început să fie hiperspiritual. Și a impus un post în ziua aceea, trecând bărbații lui Israel printr-o pădure unde era miere sălbatică. Ionatan a întins vârful toiagului, a luat miere și s-au luminat ochii. Și Ionatan a zis: dacă tot poporul ar fi mâncat miere, de ce nu mâncați? Dacă toți ați mânca miere, vi s-ar lumina ochii și înfrângerea filistenilor ar fi și mai mare.
Păi nu știi că tatăl tău a pus tot poporul să jure? Ionatan nu știa. Saul nu știa să comunice cu fiul lui. Dar în schimb știți ce știa să facă? Când a aflat că Ionatan a mâncat miere, Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan i-a spus, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână, iată mă voi muri. Și Saul a zis, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine, dacă nu vei muri, Ionatane. Poporul a zis lui Saul, ce, să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel, niciodată, viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Astfel poporul a scăpat de la moarte pe Ionatan. Auziți? Poporul scapă din mâinile părintelui lui pe Ionatan. Câți părinți creștini nu folosesc Biblia ca să aibă atitudinea lui Saul față de copii? Părintele autoritar. Oare de unde venea acest comportament al lui Saul? De unde venea invidia lui Saul? Știți, Saul era invidios pe David. Zice că în ziua când femeile au cântat, Saul a bătut miile, iar David a bătut zecile lui de mii. Din ziua aceea, Saul nu l-a mai putut privi cu ochi buni pe David, l-a privit cu ochi răi. N-a mai văzut decât rău în David. De unde venea această invidie? De unde venea acest comportament? De unde venea această nevoie de a se impune întotdeauna el? Există un verset pe care îl spune Samuel despre Saul și pe care poate că nu-l prea băgăm în seamă. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel? Saul n-a fost niciodată smerit, dar a avut un complex de inferioritate. Era cu un cap mai înalt decât ceilalți și totdeauna se vedea mic. Și totdeauna simțea nevoia să se impună. Totdeauna simțea nevoia să fie autoritar. Una din fiicele lui care a ajuns nevasta lui David, când l-a văzut pe David cum se bucură înaintea lui Dumnezeu, înaintea chivotului, cum saltă și poalele hainelui lui se ridică, Mical zice, te-ai purtat într-un fel nedemn de un împărat. Și din ziua aceea Mical n-a mai avut copii. Tatăl ei se purta cu multă autoritate. David zice, îmi pare rău, am uitat de mine. Eu m-am gândit numai la Dumnezeu, m-am bucurat de Dumnezeu. Și din ziua aceea Mical n-a mai avut copii. Dar ce se întâmplă cu un copil crescut de un părinte autoritar? Da, concluziile psihologilor sunt acestea, care vi le-am citit. Dar să vedeți cum credința îl poate izbăvi pe un copil din cercul concentraționar al autoritarismului și prin credință să evadeze în ceva ce va fi nemuritor. Ați auzit de prietenia lui David cu Ionatan, prietenia lui Ionatan pentru David. A rămas legendară peste secole. Ionatan a putut să iasă din acest cerc prin credință. Când a fost impresionat de credința lui David, atunci Ionatan s-a simțit și el cercetat. Saul vrea să-l omoare pe David. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său, Saul.
Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău și a pus în joc viața, a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat, pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? David știa că Saul îi vrea moartea și într-o zi a spus prietenului său Ionatan. Ionatan zice, am să-l încerc eu pe tata și dacă e lucru hotărât să te omoare, am să vin să te anunț. Saul a zis fiului său Ionatan, pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi? Saul vrea să folosească ocazia ca să-l ucidă pe David. Ionatan a răspuns lui Saul, David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. El a zis, dă-mi drumul, te rog, căci aveam în cetate o jertfă de familie și frate meu mi-a spus lucrul acesta. Deci dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi voie să mă duc în grabă să-mi văd frații. Pentru aceasta n-a venit la masa împăratului. Atunci Saul s-a aprins de mânie. Observați, cel ce cade în extrema autoritarismului, repede s-a prinde de mânie. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis, fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Ișai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale. Căci câtă vreme va trăi fiul lui Ișai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Observați spiritualul, hiperspiritualul Saul. Împărăția nu e a Domnului, este a lui. Și acum trimite să-l caute, să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte. Ionatan a răspuns tatălui său și i-a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Saul gata să-l ucidă pe Ionatan, pentru că Ionatan ia apărarea lui David. Vedeți ce comportament poate să aibă un astfel de părinte? Cauzele sunt profunde. Saul reprezintă foarte bine pe creștinul religios, dar fără schimbarea Duhului Sfânt în viața lui. Sigur, știți despre Ionatan care se duce și îl încurajează pe David când acesta este surghiunit. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stătut în pustia Zif în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Ionatan i-a întărit încrederea în Dumnezeu lui David și i-a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Din familii disfuncționale, Dumnezeu a scos uneori oameni deosebiți prin credință. Opus stilului autoritar este cel permisiv. Părintele permisiv este indulgent, nu stabilește reguli, nu impune restricții, nu vrea să dezamăgească, spune nu, nu mustră, nu corectează, nu disciplinează, manifestă multă căldură sufletească, dar nu impune standarde, cedează ușor și adesea se lasă manipulat, crede că arată dragoste dacă îi satisface toate pretențiile, toate mofturile, toate dorințele, adesea și idolatrizează copilul. Personajul care reprezintă cel mai bine părintele permisiv este preotul și judecătorul Eli. Ați auzit de el, da? Samuel
a crescut în casa Domnului, unde preotul Eli era și mare preot și judecător. Fiii lui Eli erau, citez 1 Samuel 2, fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul, dar făceau slujba la templu, auziți? Nu cunoșteau pe Domnul, dar făceau slujba la templu. După Revoluție în Zalău, profesorul de ateism, de socialism științific, a devenit învățător de religie. Reconversie profesională. Așa este. Așa este. Din păcate, atâția slujitori ai bisericilor nu-L cunosc pe Domnul. Și din pricina asta poporul piere. Și iată care era felul lor de purtare al acelor preoți față de popor, că și ei erau preoți. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în o furculiță cu trei coarne, o vărea în cazan, în caldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelor din Israel care veneau la Shiloh. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa, dă pentru preot carnea de fript, el nu va lua de la tine carne fiartă, ci va lua carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, voi lua ce îți va plăcea, sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Adică ce se întâmpla? Omul care aducea o jertfă pentru păcatul lui, când preotul trebuia să pună mâna pe capul vițelului sau a mielului și apoi să-l înjunghie și să stropească altarul, omul mărturisind că păcatele lui au trecut asupra mielului sau asupra vițelului care a fost jertfit și el se poate întoarce acasă liber, se poate întoarce acasă iertat. Pe acești preoți nu interesa starea poporului. Îi interesa numai să ia ei, că aveau și ei dreptul la o parte din carnea de jertfă. Dar zicea, nu după ce întâi a fost adusă lui Dumnezeu, după ce se ardea, după ce se fierbea, nu. Întâi noi, apoi Dumnezeu. Întâi noi, apoi Dumnezeu. Asta era felul de purtare a fiilor lui Eli. Dar să vedeți cum se purta Eli, marele preot și judecător în Israel. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Observați cât de indulgent este acest mare preot și judecător în Israel, cât de indulgent este cu copiii, cu feciorii lui, că acum erau bărbați în toată firea și totuși, acolo unde el ar fi trebuit să vegheze ca Dumnezeu să fie pe primul loc. Iată ce spune un om al lui Dumnezeu care vine și prorocește. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele din tâi roade, luate din toate darurile poporului Israel. De aceea iată ce zice Domnul Dumnezeului Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți.
câți nu se poartă cu copiii ca și el. Indulgență, permisivitate, dincolo de limitele normale, fără standarde. Să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc și în viața copiilor. Dumnezeu a zis despre Avram, să ascund eu de Avram ce am să fac în Sodoma și Gomora? Nu, n-am să ascund. Eu știu că Avram va porunci casei lui să umble în casa în calea Domnului. Lot mi se pare și el un om permisiv. Măcar că Biblia spune că era neprihănit și își chinuia sufletul în Sodoma, totuși din context înțeleg că era un om atât de permisiv încât atunci când le-a spus ginerilor lui, trebuie să ieșiți din cetatea asta, ei, ginerii credeau că glumește, dacă a glumit cu tot timpul cu ei, credeau că glumește. Când le spuneți copiilor, haideți să mergem la biserică, dacă veniți acolo, căutați să stați și voi cu mine, să înțelegeți ceva. Nu, butonăm, jocuri, tot timpul. Eu mi-aduc aminte, eram la 6 ani și predicatorul care l-aveam în față vorbea cam o oră și jumătate, dar nu mișcam. De la 6 ani mi-aduc aminte cum stăteam acolo cu minte și l-ascultam și nu luam ochii de la el. În fiecare duminică dimineața, mama, nu era ușor după război, după al doilea război mondial, nu era ușor. Dar mama avea grijă să ne îmbrace frumos și să ne ducă la biserică. Era o biserică, o încăpere de 5x5 cu un pat mare dublu în mijloc și câteva lavițe pe o parte și pe alta. Și eram poate 15-20 de persoane acolo și singurii tineri și adolescenți și copii eram eu, fratele meu și sora mea, 3 copii. Dar stăteam acolo pe o laviță, nu pe bancă, nu în fotoliu, pe o laviță, stăteam și nu luam ochii de la predicator. Sigur, ginerii lui Lot au perit, pentru că Lot n-avea autoritate, iar fetele lui au ajuns să comite incest. Cum ziceau ele, să-și perpetueze sămânța. Trăim într-o lume care devine tot mai permisivă. Tot mai permisivă. Am urmărit o dezbatere într-o conferință. Erau mai mulți decât suntem noi aici, mult mai mulți, erau câteva sute de persoane. A fost transmisă de BBC. O conferință despre transsexualitate. Și erau acolo profesori, filozofi, medici, psihologi. O lesbiană care zicea că de prin anii 80 luptă pentru drepturile femeilor. Era oripilată, auziți, o lesbiană era oripilată de faptul că un copil poate să decide el dacă e băiat sau fată. Și ultima întrebare în conferință a fost asta, de la ce vârstă copiii care decid că sunt băieți, deși sunt fete, sau că sunt fete, deși sunt băieți, nu contează cum s-au născut. Asta nu mai e un absolut, nu mai e un absolut. Întrebarea cu care s-a încheiat era asta, de la ce vârstă
au dreptul să ceară medicului să le facă operație de schimbarea sexului. Lumea în care trăim devine tot mai permisivă. Părintele ne-a implicat. Părintele ne-a implicat, este indiferent la nevoile copilului sau adolescentului, îi oferă lucruri în loc de iubire, nu oferă timp de calitate, nu ia în considerare părerile adolescentului. De ce? Pentru că sunt prea ocupați, prea obosiți, frustrați, de fapt egocentrici. Iar copilul înțelege că părintele este preocupat doar de munca sau de profesia lui. De copil am fost impresionat de pasiunea mamei mele. În copilărie și în adolescență am trăit cu această convingere că mama mea s-a uitat pe ea și nevoile ei și se gândește numai la viitorul meu și a fraților mei. De fapt, întoarcerea mea la Dumnezeu se datorește rugăciunilor ei. Când aveam 4 ani, din pricina unei meningite netratate, am ajuns în comă. Un medic evreu din Jibou a spus: eu nu sunt Mesia ca să înviez morții. Mama m-a dus la Zalău, la spital, era o comisie din Cluj și a zis: Lele, la copilul ăsta numai Hristos îi mai poate fi medic. Uite, avem aici un copil care are un început de meningită, l-au adus imediat și facem ceva pentru el, dar pentru copilul dumitale nu avem ce face. Mama a plâns și a zis: lasă aici, faceți ceva. Și când a ajuns acasă, soacra ei, bunica mea, a zis: îți ia Dumnezeu copilul pentru că tu te porți așa rău cu soțul tău că s-a pocăit. Bunica fiind ortodoxă. Și ce să fac, a zis mama? Păi copilul e născut vinerea, știți, ortodoxii se țin de zile, e născut vinerea, mâine-i vineri, postește. Și mama a postit toată ziua, post negru. Și noaptea a avut un vis, cineva îmbrăcat în haine albe a venit la ea și a zis: cu mâna asta ți-l pot lua și cu asta ți-l pot lăsa. Și mama s-a trezit și a zis: Doamne, dacă mi-l lași, eu mă pocăiesc. S-a dus la Zalău să vadă ce s-a întâmplat acolo. Și medicul a zis: Lele, du-te la preot și dă o slujbă. Copilul despre care am spus că a început de meningit a murit și copilul dumitale s-a făcut bine. Îi spusese, de fapt, e mai bine să moară, că va rămâne retardat, pentru că a stat atât de mult în comă. Datorez mult mamei mele, care s-a rugat pentru mine și în adolescență, când am fost răzvrătit. În adolescență, când eram răzvrătit, eram în armată, la 18 ani m-am dus în armată, mi-aduceam aminte că mama se roagă pentru mine. Gândul ăsta mă urmărea mereu, că mama se roagă pentru mine. Părintele neimplicat, vreau să vă spun aici, vreau să vă citesc un pasaj care m-a impresionat întotdeauna. Din Doi Împărați. Știți, Elisei, trecând prin Sunem, acolo o femeie bogată i-a zis soțului să-i facem o cămăruță omului lui Dumnezeu, ca atunci când trece pe la noi să aibă unde să odihnească. I-a făcut o odaie, a pus o masă, un scaun, un sfeșnic. Și Elisei a zis lui Gehazi: ce să facem pentru femeia asta? A întrebat-o pe ea: ai probleme cu împăratul, să intervenim undeva? Nu, eu trăiesc liniștită în mijlocul
semenilor mei, n-am nicio nevoie. Gehazi a șoptit lui Elisei, n-are copil și soția este în vârstă, e bătrân. Și Elisei zice, la anul pe vremea asta vei ține în brațe un copil. Oh, să nu mă dezamăgești, să nu mă dezamăgești. Și într-adevăr, în anul următor, femeia a avut un copil. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului, du-l la mamă sa. Știți, snopii erau mai importanți decât copilul. Asta e tipul omului neimplicat, a bărbatului neimplicat, a tatălui neimplicat. Du-l la mamă sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mamă sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Observați ce comunicare era între ei. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. I-a răspuns, fii pe pace. Și așa nu te interesează. Lasă. Unele surori râd mai tare. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă să nu oprești pe drum decât când ți-o spune. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns, bine. Mi se pare cel mai dureros răspuns pe care putea să-l dea o mamă. Dar de ce să-i spună lui Elisei ce-i cu copilul? De ce să-i spună lui Elisei? O înțelegea oare Elisei? Nu. Așa că a ajuns, scuzați-mă, de ce să-i spună lui Gehazi? Nu lui Elisei. De ce să-i spună lui Gehazi? De ce să-i spună lui Gehazi? Și a ajuns la Elisei. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi. De asta zicem, de ce să-i spună lui Gehazi? Dar omul lui Dumnezeu a zis, lasă-o că ce se tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Elisei a empatizat cu femeia asta. Gehazi era un slujitor care își îndeplinea datoririle. Se dădea la o parte de lângă Elisei. Este totuși o veste bună în Biblie că Dumnezeu binecuvântează copiii a căror tați sunt neimplicați dacă mamele sunt implicate. Vă aduceți aminte de Timotei? Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Auziți? Tatălui Timotei era grec, atâta știm despre el. Nu știm absolut nimic altceva. Nici numele lui nu-l știm. Știm numele mamei, știm numele bunicii, dar nu știm numele tatălui. Nu știm de ce nu s-a implicat. Dar iată ce îi spune Pavel.
tu să rămâi în lucrurile care le-ai învățat, căci ești deplin încredințat, de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Știi de la cine le-ai învățat, de la cine le învățase. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. De la cine învățase Sfintele Scripturi? De la mamă și de la bunică. Tata era neimplicat. De la mamă și de la bunică. Nu citesc exemplul ăsta ca să le spun taților că pot să fie neimplicați. Îl citesc ca să nu se descurajeze mamele care au soți neimplicați. Să nu se descurajeze. Să continue să se roage. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi ca să poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Într-o zi, mama lui Augustin s-a dus la episcopul bisericii și a spus: mă rog așa de mult pentru băiatul meu și el a apucat-o pe cărări greșite. Și episcopul i-a spus Monicăi: nu poate să se piardă rodul atâtor rugăciuni. Și Augustin a ajuns cel mai mare teolog al creștinătății, se zice, după Apostolul Pavel. Și vreau să le încurajez pe mame. Puteți să puneți sămânța cuvântului și să-i purtați în rugăciune. Asta îi va ajuta mult. Părintele consecvent l-aș ilustra cu Apostolul Pavel. Are atitudine fermă, dar însoțită de căldură sufletească, păstrează echilibru între așteptări și susținere, între afecțiune și standarde, stabilește reguli clare pe care le discută, mai ales cu adolescentul, și este consecvent în a le aplica. Desigur, mai ales pentru adolescenți, nu este suficientă doar aplicarea unor reguli sau stabilirea unor hotare. E nevoie ca ei înșiși să stabilească hotare. Ei înșiși să ajungă la acea maturitate, la acea responsabilitate de a stabili hotare. Am uitat să dau. De fapt, accentul meu era pe ce spune Biblia, nu pe ce... Ok, ok. Părintele autoritar impune, părintele neimplicat ignoră, părintele permisiv răsfață, iar părintele consecvent inspiră. Ok. Da, le aveți în hârtie. Părintele... Îmi place de Apostolul Pavel cum se prezintă pe sine când vorbește, ascultați. Știți, Pavel n-a fost căsătorit. Și vreau să vă spun și aici ceva foarte important. N-a fost căsătorit, n-a avut copii, dar a avut copii spirituali. În Tesaloniceni, capitolul 2. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostolul lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunsese răți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunea din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți.
Știți iarăși cum am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui, vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Și iată cum încheie el capitolul. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, asta pentru mine și pentru Cornelia e o mângâiere. Suntem despărțiți de copii cu fața, dar nu cu inima. Da? Unii sunt prezenți tot timpul, dar știți cum sunt? Ca două șine de cale ferată. Se văd toată ziua, dar nu se întâlnesc decât în eternitate. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana. Că cine este în adevăr, ascultați versetul acesta, că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă, nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui, da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Copiii sunt slava părinților, copiii spirituali sunt slava celor care îi aduc la Hristos. Poți să ai 1, 2, 3, 5 copii naturali, poți să mai înfiezi 2 sau 3. Și poți să ai zeci și sute de copii spirituali, cum a avut Apostolul Pavel. Și în ziua aceea, toți acești copii naturali, înfiați sau spirituali, vor fi slava și cununa de laudă înaintea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în Filipeni, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Îmi place versetul acesta, că nu zice aceea să vă constrângă, aceea să vă inspire, aceea să vă însuflețească. Un părinte care e consecvent cu principiile care le are, inspiră. Inspiră, nu constrânge, inspiră. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Referitor la această dinamică prezentată, cred, de psihologi sub forma unei schițe, când copilul e bebeluș, are libertate zero. Nici nu poate să umble în picioare, nici nu se poate hrăni, libertate zero. Tot, depinde totalmente de părinte. Și atunci autoritatea este maximă. Și cele două se duc în sens invers, crescând responsabilitatea copilului și adolescentului. Și mi-am amintit în dimineața asta, Ionuț, de fratele Steve, care spunea, când copilul e mic, trebuie să-l ții aproape. Și pe măsură ce crește, trebuie să începi să-i dai drum și să-l lași să zboare. În lectura care am făcut-o despre creșterea copiilor, am descoperit că ceea ce se numește self-control sau stăpânirea de sine este extrem, extrem de important. Și copiii trebuie crescuți, maturizarea lor se vede și în stăpânirea de sine care o au. Abilitatea de a stăpâni impulsurile pentru a atinge scopuri mai înalte. Se spune că există o moștenire genetică și una culturală și am adăugat aici și o lucrare a Duhului Sfânt. Pentru că acolo unde nici genetic și nici cultural nu se face ce trebuie sau nu este ce trebuie, poate Duhul lui Dumnezeu să facă. Copiii cu
un slab autocontrol au un comportament impulsiv. Sunt mai predispuși la fumat, la dependență de alcool, droguri, pornografie. Astea nu sunt afirmațiile mele, sunt studii făcute pe sute, sute și mii de copii și de cazuri și s-au ajuns la aceste concluzii. Nu se pot concentra, nu pot urma direcții, nu planifică, nu rămân motivați, au probleme la școală, nu au rezultate, nici la școală, nici în viață, nu știu să planifice. Am văzut atâția bărbați în puterea vârstei, care nu trăiesc decât pentru astăzi, nu pot planifica pentru ziua de mâine, nu pot planifica pentru anii viitori. Iată ce spunea Benjamin Franklin. Învățați-vă copiii să aibă stăpânire de sine și veți contribui mult la suprimarea mizeriei din viața lor și a delicvenței din societate. În antichitate, o cetate era înconjurată cu ziduri de apărare. Biblia spune, omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cine nu se poate stăpâni este asemenea dezastrelor naturale scăpate de sub control. Versetul acela din Proverbe care zice, curmă cearta înainte de a începe pentru că este ca și ruperea unui zăgaz. Totdeauna îmi imaginez barajul de la Vidraru. Ce s-ar întâmpla cu satele și chiar cu Piteștiu dacă s-ar rupe barajul Vidraru? Începutul, auziți, începutul unei certe este ca ruperea unui baraj. De aceea oprește cearta înainte de a se sparge barajul. Că după aia nu mai poți face nimic în fața viitorilor. Ionuț mi-a atras atenția dimineața asta că un lucru foarte important în ce privește modul în care ne creștem copiii este echilibru între diferitele componente și stiluri. Este acest echilibru. Tot ceea ce se duce la extrem, autoritarism extrem, neimplicat, permisiv, mai ales acestea, da? Au rezultate dezastruoase în viața copiilor. De aceea sunt situații și momente. Depinde de vârsta și de felul de a fi al copilului. Ați auzit ce spunea pastorul Gary? Sunt copii care ne provoacă la mai multă sfințire. Da? Și sunt momente în care puțin din fiecare este necesar. Și atunci mi-am adus aminte de vorba apostolului Pavel, adresată corintenilor, căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Sau ce voiți să vin la voi cu nuiaua? Pavel, care era foarte echilibrat, zice, sunt situații în care trebuie să fiu mai autoritar cu voi. Ce voiți să vin la voi cu nuiaua?
sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Pavel știa că ceea ce zidește permanent este dragostea și Duhul blândeții. Nu i-au poate corecta la un moment dat, dar dragostea și Duhul blândeții, care să ne înzestreze Domnul pe toți. Amin.